Georgiana, că așa este normal, să le ascultăm și lor părerea și să vedem cum contraatacă lucrurile spuse de tine. Bunicul Georgianei se numește domnul Emil Pruteanu și bunica vitregă, doamna Nelly Pruteanu. Bună seara, vă spun amândurora. Bună seara. Domnule Pruteanu, cu dumneavoastră încep, pentru că sunteți bunicul bun al Georgianei. V-am auzit spunând în material că de fapt ea v-ar fi trimis din Germania doar 50 de euro, în condițiile în care ea susține că au fost 5.000 de euro. Hai de capăt! Nu mai aud. Păi a auzit doamna. Spuneți dumneavoastră, doamnă. Vorbești tu? Eu nu mai aud. Vorbiți dumneavoastră și o să refacă colegii mei legătura cu dumneavoastră. Spuneți, doamnă. Vorbiți pe telefonul meu cu el. Da, doamna Nelly, ziceți dumneavoastră. Pe română, doamna Simona. Vă rog frumos. Bună seara. Să întrebați pe Georgiana la ce bancă mi-a trimis ea mie bani. A spus printr-un serviciu de transfer de bani. Nu aș vrea să-i dau numele, că na, e reclama mai scumpă. Dar e adevărat că nici... Cu ce mi-era prea mie că mi-a trimis mie bani? E adevărat că nici n-a venit cu o dovadă. Acum de asta zic, e cuvântul ei împotriva cuvântului dumneavoastră. Ea a luat tratament atât cât a fost la mine. Că m-am ținut pe ea. În restul, spune ea că m-am dus pe-n crezmă. Eu nu am voie să beau, doamnă. Nu am voie să beau. Domnule Pruteanu, dar înțeleg că până anul trecut nu știați, nu o cunoșteați. Ea v-a căutat, cum a fost? Minte, doamnă, i-a trimis pachete. Puteți să vă interesați la oficiul postal la Dofteana. I-am trimis pachete peste pachete. Minte. Pot să vorbesc cu ei? La comandă, minte. Așa e, Georgiana? Da. Stătea cu unul vale. Dacă nu mă credeți, puteți să întrebați pe secretara de la școală, de la ea, să vă spună secretar. Cum e, Georgiana? Doamna Simona, într-adevăr, doar un singur pachet. Să nu mai exagerez, mi-a trimis mie sute de pachete. Deci doar un singur pachet, acum 2 ani de zile. 3 pachete. De Paști. Auzi, 3. Doamne, făcuței cruci. Unde trăiesc oamenii ăștia? Hai să fim respectuoși, te rog. Da, doamna Simona, dar 3 pachete nu înseamnă pachet după pachet. Ai spus că îi iubești? Îl iubesc, dar măcar să zic adevărul, asta îmi doresc eu cel mai mult, să recunoască. Da? Da, am schimbat telefoanele că el nu auzea. Așa, acum ne auzim cu toții? Și... Am auzit. Da, da. Perfect. Deci, domnule Pruteanu, înțeleg că i-ați trimis 3 pachete, da? Da. Și ea, acum un an, a venit la dumneavoastră și ați găzduit-o chiar acasă. Da, a venit înainte de sărbători. De ce n-a ținut-o mai mult? Nu știu, mă gândesc că fiind nepoata dumneavoastră, ce s-a întâmplat? De ce a plecat? Nu să fim mai mult. Doamna Simona, dacă se poate să intervin eu. Interveniți, doamnă. Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră în primul rând. Bună ziua, doamnă. Nu se mai ținem, doamnă, știți ce făcea? Se punea ca o cloșcă în mijlocul patului, stătea pe la ora 3 noaptea pe internet. Așa-și ciro. Nu și-a spălat o haină, eu îi spălam hainele la mașină, nu s-a făcut curat, nu s-a făcut toată odată, nu s-a măturat în cameră odată. Nu am cuvinte să vă spun ce făcea din tata. Și la ora 1 noaptea plecată, stres, că dă cu capul în mașină. Că ea se omoară, că ea pe mine nu te-ai căutat. Da, acum, doamna Pruteanu, v-ați gândit, nu știu, să luați legătura cu un psiholog, că venind dintr-un mediu nu foarte prietenos, adică prin toate centrele de plasament pe unde a fost, prin familiile astea, mai mult sau mai puțin, care au ajutat-o mai mult sau mai puțin, e clar că poate are un dezechilibru, poate avea un dezechilibru. Ați direcționat-o către un ajutor de genul acesta, văzând că se poartă așa? Nu vă mai auzim. Nu vă mai auzim, doamnă. Pe mine m-a auzit? Vă auzim, domnule. Spuneți dumneavoastră. Doamnă, am fost cu ea la psihiatru pe strada Zăvoi numărul 2. I-am spus, acolo i-o dat tratament. Așa că... i-a și luat tratamentul, spune asta. Ce rău. Dacă îi spuneam eu să ia tratamentul, luam. Doctorul poate să vă confirme chestia asta.
Adică mă obligai să iau tratament. De ce minte, doamna Simona? Nu, adică el se ținea de capul tău ca să-ți iei tratamentul. Nu, doamna Simona, până acum cine a avut grijă de mine? Singurul cu mânuța mea mi-l luam. Ei doar mă, eu vorbeam cu farmacistul ca să iei să dea, că îl cunoaște mai de mult timp. Că bunica, fără rețetă, să mă scuzați, nu știu, Georgiana, două secunde, nu știu dacă mă aude bunica. Da, bună seara, iar bunicii sunt română, ca oricărei bunici. Am și eu bunică, dar iertați-mă că vă spun, eu am 43 de ani și bunica mea îmi face sarmale. Mulțumesc, Doamne ajută tuturor, îmi face sarmale de Crăciun, că ale ei sunt cele mai bune. Îi face copilului meu prăjituri și dacă m-aș duce într-un weekend la ea și asta numai în vârful patului fără să fac nimic, tot nu s-ar supăra. Ei, v-a zis că nu sunt, dar asta de rând, doamnă, și eu... Iertați-mă că îndrăznesc. Nu, dar stați, doamnă, un pic, că Mara n-a terminat de vorbit. Eu vreau doar să vă spun că o bunică trebuie să fieți puțin mai îngăduitoare. Bunicii, în general, sunt mai permisivi decât părinții. Și mai bun. Și își răsfață mai mult nepoții. Iar când nepotul, indiferent cum ar fi el, a crescut într-un centru de plasament și a fost hăituit și vai de capul lui, încerci să mai salvezi dacă mai e ce să salvezi. Indiferent că poate ea spune bazaconi acum, poate ea nu v-a trimis niciodată 5.000 de euro. Și eu mă îndoiesc. Nu fi trimis, doamnă, dar îi vedeți lacrimile acum? Îi le vedeți cum plânge? Indiferent cum ar fi. E un copil amărât care a crescut vai de capul ei, nu mai știe pe unde. A avut 5 familii și prima care a crescut până la 14 ani. Doamnă, această familie este... Doamnă, dar nu înțeleg de ce vorbiți mai dumneavoastră. Pentru că această fetiță este nepoata domnului, nu a dumneavoastră. Înțeleg că dumneavoastră nu o iubiți și că vreți să o despărtiți și de bunicul ei. Așa că nu mai vorbesc dumneavoastră. Vă rog frumos, lăsați-l pe bunic. Doamna Mitășer, haideți să răspundă și doamna, pentru că, din păcate... Doamna mă enervează că nu lasă pe bunic. Da, din păcate, știți cum e, din păcate, nu, sau din fericire, trebuie să ascultăm toate punctele de vedere. Și doamna are dezavantajul că este la telefon și se mai aude și prost legătura. Vă rog, doamnă. Cu mine ați dorit să vorbesc? Dumneavoastră, da, spuneați ceva mai devreme. Da, păi îi protejează nepoții, dar și eu sunt bolnavă, am diabet, am mii de boli, am merg pe picioare și eu trebuia zilnic să-i spăl, să-i fac mâncare, să-i și el spunea că, îi spunea bunicul său, du-te și tu și ajută pe bunica să spune și o ceapă, un cartos, faceți mâncare. Și spunea să facă, că de-aia a făcut o măsa femeie, că mi-a asistență socială, îi făcea tot, să spună cine i-a spălat hainele la mașină, cine i-a făcut, dar ce mașina, eu, direct servitoare ei. Da, am înțeles. Mașina le-a spălat până la urmă, dar Georgiana, ce zice bunica, e adevărat? Adică nu... Dar eu plecam... Și doamne, medicamentele, mă scuzați... Stai, doamnă, ați vorbit destul. Vrem să auzim și pe Georgiana. Georgiana, doamna, spune-ne și părerea ta. Eu când am început munca, a venit fostul ei bărbat, neaghiță, și am dormit o străină într-o cămeruță, nici doi pe doi. În loc bunica să mă lese să dorm, că a doua zi intram la muncă, îmi povestea cum făcea aventuri cu bunicul pe eu nu știu pe unde. Și am zis, bre, eu dorm, bre, că mâine dimineață mâine și muncesc, stau 8 ore în picioare. Îți bolnavă, eu trebuie să mă odihnesc. Iar nu ținea cont, ea mă trăgea și din mână. Nu auzi, că nu-i adevărat. Cred că și tu exagerezi un pic așa. Doamna, mă jupi ce vreți, mea. Eu te cred că bunica nu trebuie să te juri, că nu suntem la... Doamnă, sunteți foarte răutăcioasă cu această fetiță. Și îl influențați și pe soțul dumneavoastră. Pe mine nu mă lăuriți degeaba tipa. Ok, haideți să ne